Părinte Micael, welcome in Romania, first time. Părinte Micael, Părinte Dumitru Vanca, Părinte Profesor, onorată asistență, iubiți colegi, dragi studenți, avem oportunitatea ca astăzi să avem în mijlocul nostru și vă mulțumesc că ați putut fi prezenți, un teolog catolic, dar care scrie foarte ortodox. E vorba de o prezentare de carte, o lansare care se va întâmpla în primul rând la noi aici, va continua în țară, la Alba Iulia, da, așa cum se vede pe afiș, nu mai enunț această chestiune. Deci e un bun prilej pentru a ne apropia cumva, pentru a apropia aceste medii confesionale ale noastre. Dar ce este important este că avem în față un autor care a avut o aplicare spre teologia de tip ortodox, teologia ortodoxă. Noi nu vorbim aici de teologii, că una ar fi catolică, una ar fi ortodoxă, în sensul că fiecare e cu ale ei. Însă avem conștiința și credința că teologia este una singură, gândirea despre Dumnezeu este una singură și mă bucură foarte mult să văd aplicarea teologiei apusene către teologia răsăriteană. Vin de la Roma, foarte recent am fost la Roma, la o conferință despre Vladimir Losky. Și ținut această conferință în spațiul Universității de la Lateran, Universitatea Laterană, foarte cunoscută, celebră, universitate cu standarde foarte ridicate, am avut ocazia să audiez conferențiari, profesori universitari de la universitatea respectivă, de la Universitatea Gregorianum, profesori de tradiție catolică, vorbind despre teologia lui Vladimir Losky și ce am constatat cu o foarte mare bucurie, aplicarea spre și dorința de a cunoaște teologia ortodoxă. Avem în față, deci, un autor care s-a aplicat spre teologia ortodoxă. Este o temă foarte dragă, teologiei ortodoxe. E o temă care ține de liturgică, de liturgica primelor secole. Și, așa cum vorbeam deja cu colegul, părintele profesor Dumitru Vanca, eu, pentru că am predat și patrologie, mi-aminteam că Origen era unul dintre primii care enunța această temă a orientării către răsărit în timpul rugăciunii și o argumenta la vremea respectivă. Astăzi vine cu argumente foarte interesante părintele Uwe Michael Lang, este german de origine, predă la Londra, deci profesor care are internaționalizare, este un profesor care este cunoscut în lumea apuseană, vine să ne prezinte această carte tradusă de teologi români, privind către Dumnezeul nostru, orientarea în timpul rugăciunii liturgice. De ce se fac bisericile către răsărit? De ce este necesară o catedrală, fie Iașa Neamului? De ce sunt necesare biserici ca spațiu de rugăciune? Sunt teme ale actualei cărți, teme ale actualei prezentări. Vom lăsa firește autorul să ne spună mai multe lucruri despre aceasta. Vom lăsa prefațatorul, pe părintele profesor Dumitru Vanca. Avem aici de față traducătorii și îi veți găsi pe pagina de gardă a cărții. E vorba de Mihail Khalid Karamak și Mihai Răducă. Unul nu este român, unul este român, dar sunt teologi amândoi, absolvenți de teologie românească. Unul este chimist, pardon, iertați-mă, mi se pare că domnul Răducă este specialist în chimie. Deci, cu atât mai mult e delicios să afli că oameni care nu sunt teologi sunt preocupați de ceea ce înseamnă teologia. Este pentru mine o mare surpriză, dar, repet, surpriza vine și în urma faptului că
Văd o apetență, văd o aplecare a lumii apusene către ceea ce înseamnă gândirea ortodoxă. Și e, spuneam, un bun prilej și am oferit cu drag această sală. Părintele Patriarh a binecuvântat această întâlnire a noastră. Pentru că nu facem altceva decât să ne cunoaștem reciproc. Oferim acest spațiu în ideea cunoașterii noastre reciproce. Ca să putem vorbi de unire și unitate, nu putem fără să ne cunoaștem. Fără a te cunoaște, nu poți să te unești cu cineva. Drept pentru care suntem datori să ieșim în întâmpinarea oricărea dintre aceste ocazii, în ideea unei unități, unei uniri, pentru care noi ne rugăm al minteri în Sfânta Liturghie. Liturghie pentru care se face un specialist în chestiunea aceasta, disciplina aceasta a liturgicii, este un specialist. Îl avem aici, îi urăm bine, a venit, bun venit în România, bun venit în București, în mijlocul nostru. Și sperăm că această relație să continue și să avem prilejul să ne întâlnim de mai multe ori, fie acolo, fie aici, pe teme dintre acestea comune, care sunt ale ambelor biserii, liturgica, rugăciunea, credința, orientarea în timpul rugăciunii, cum e tema de față, da? Deci, nu voi mai lungi vorba, voi da cuvântul. Părinte Dumitru Vanca, aveți vrea probabil să prezentați, părinte profesor, să prezentați ceea ce ați prefațat în mod excepțional și să faceți o prezentare mai amănunțită, am să vă rog, autorului cu care deja vă cunoașteți de ceva vreme și am să vă rog să deschideți dumneavoastră această prezentare concretă a cărții pe care o avem acum în față. Bună seara mai întâi tuturor! Mulțumesc părintelui decan, prea fericitului mai întâi, părintelui decan corpului didactic și studenților care ne-au găzduit în seara aceasta aici. Eu vin de la Universitatea 1 decembrie din Alba Iulia, Facultatea de Teologie. Dar să știți că m-am întors acasă. Câțiva știu, majoritatea probabil nu. Am făcut facultatea aici și eu la București. Am prins perioada asta foarte tumultoasă a Revoluției. Așa că m-am format aici, pe aceste bănci și în această clădire. Și mulțumesc profesorilor mei de atunci și colegilor mei de astăzi. Vreau să mulțumesc întâi de toate traducătorilor, Mihai și Mihai. E un trio de Mihai în seara aceasta aici, autorul Michael Lang, Mihai Caramach și Mihai Răducă. Îmi pare rău că nu sunt Mihai. Vreau să le mulțumesc pentru că au oferit această carte publicului din România, cititorilor din România, deopotrivă catolici ortodoxi, dar cred că și celelalte confesiuni pot gusta această carte. Câteva lucruri despre autor. Îl vedeți așa smerit, dar eu însumi am avut câteva surprize uitându-mă mai atent pe biografia dânsului. Pe mine m-a interesat câte un studiu aici și acolo, autorul, de unde e, dar când m-am uitat un pic mai atent pe biografia părintelui, am avut niște surprize enorme și dați-mi voie să vă spun cine este. Deci s-a născut la Nuremberg, deci este neamț. A studiat la Viena, a studiat în Louvain, în Belgia, are un doctorat la Oxford. Învață, este profesor la Heathrop College din 2012 până în 2018. De asemenea, a fost asociat corpului didactic din Maryvale Institute, Birmingham. A fost de asemenea profesor visiting professor la St. Mary's University, Twickenham, în Texas și la facultatea de Liturgical Institute of Madeline, Illinois.
A fost de asemenea membru, ceea ce mi s-a părut foarte important, al Congregației pentru Cultul Divin și Disciplina Tainelor între 2008 și 2012. Deci e importantă această perioadă pentru că a colaborat cu Papa Benedict, cu siguranță. Iar Papa Benedict, să știți, este unul dintre, nu numai pentru că a fost papă, sau este, că încă este papă, deși s-a retras, a fost poate cea mai mare personalitate teologică, după părerea mea, din Biserica Apuseană, mai ales pentru faptul că s-a adăpat din izvoarele Bisericii celei una. Acest lucru l-a făcut să fie și să pară în ceea ce scrie foarte ortodox. Și o să vă spun un lucru. Soția mea, când a citit Iisus din Nazaret, pe care probabil unii dintre dumneavoastră ați citit-o tradusă și în românește, a zis, dar omul ăsta e ortodox. Soția nu-i foarte la curent cu teologii, cu numele mari, cu... zice, dar omul ăsta e ortodox. E ortodox pentru că s-a adăpat din izvoare și le-a interpretat așa cum a considerat corect și cu onestitate. Și atunci când faci aceste lucruri cu onestitate, sigur că nu ai de ce să confesionalizezi, te situezi în biserica una. De asemenea, a fost, tot în timpul Papei Benedict, consultant al biroului pentru celebrări liturgice a Papei Benedict, tot în perioada 2008-2013, Office for Liturgical Celebration of Supreme Pontiff. De asemenea, este membru ales în Asociația pentru liturghie din lumea catolică, Society for Catholic Liturgy, și este de asemenea editor la Antiphon, Journal for Liturgical Renewal. Așadar, deși se adapă din lucrurile vechi, se situează și în lumea nouă. Este preocupat de modul în care Biserica Catolică își adaptează discursul, în special discursul liturgic, artistic, arhitectural și limbajul în lumea aceasta modernă. Este specialist sau s-a lansat, a scris studii în special despre istoria creștinismului, despre fericitul Augustin, despre creștinismul modern și creștinismul timpuriu, despre creație, despre har și înviere și, sigur, despre interpretarea biblică în care, credem, toți teologii ar trebui să excelăm. Ce să vă spun câteva lucruri despre cartea pe care a scris-o? Așa cum deja am pomenit, este o carte care se adapă din izvoare și este o carte motivată. Ar trebui și noi să ne motivăm cărțile foarte serios atunci când le scriem. Motivația părintelui Lang, atunci când s-a apucat de acest studiu, a fost dată de contextul în care apare această problemă a orientării în timpul rugăciunii liturgice, mai ales în timpul Sfintei Liturghii. Unii dintre dumneavoastră, desigur, cunoașteți că unul dintre lucrurile pe care le-a câștigat Papa Benedict, pune un pic sub semnul întrebării dacă a fost un câștig sau nu, împreună cu o pleiadă consistentă de teologi romano-catolici. Deci a fost și această chestiune pe care dumneavoastră o vedeți astăzi, mai ales cei mai tineri, și poate nu vă stârnește niciun lucru deosebit, a orientării preotului în timpul actului liturgic spre popor. În biserica noastră, preotul în timpul actului liturgic stă aparent cu spatele la popor. Nu o să intru în toată teologia și de ce stă preotul cu spatele la popor. În paranteză, nu stă doar cu spatele, este un dialog între răsărit și apus, între Dumnezeu spre care duce rugăciunea poporului și poporul
căruia preotul, de data aceasta, ca mesager al voii divine, ca lucrător al lui Dumnezeu, al lui Hristos, transmite poporului. În Biserica Romano-Catolică, după Conciliul II Vatican, deci suntem după anii 1962, a fost o discuție foarte lungă dacă acest lucru este sau nu în beneficiu poporului, este sau nu în beneficiu unei transparențe, unei cateheze vizuale a poporului, dacă este sau nu este conformă cu tradiția veche a bisericii și care ar fi argumentele pro și contra. În studiul său, părintele Lang adună toate aceste opinii, printre rânduri îl simți că este în barca papei Benedict, dar acest lucru nu îl face mai puțin obiectiv. Adună argumentele pas cu pas. O să vă explice cu siguranță dânsul care este structura cărții și cum a gândit acest argument. De ce ne orientăm în timpul rugăciunii spre Dumnezeu? Ad orientem. Și dacă răsăritul acesta poate fi luat exclusiv doar înspre răsărit. Pentru că Părintele Lang aduce în discuție în special catedralele patriarhale din Roma, acolo unde o mare parte dintre ele sunt orientate cu altarul spre apus și ușa de intrare înspre răsărit. Lucru care ar putea să bulverseze ceea ce noi știm astăzi. Părintele a pus în această carte explicațiile, argumentele și sigur că ajunge la concluzia că în timpul rugăciunii noi ne orientăm spre Dumnezeu. Ce este important în această orientare este axa apus răsărit, care poate fi interpretată doar spre răsărit, dar nu este corect să o interpretăm exclusiv înspre răsărit, ci trebuie să o interpretăm înspre Dumnezeu. De ce este importantă pentru noi cei de astăzi această carte? Și credeți-mă, o să o recomand studenților mei ca literatură obligatorie. Pentru că în ultima vreme construim uneori prea mult și prea cu puțină atenție la aceste detalii, orientarea bisericilor. Suntem de multe ori subjugați planului de urbanism al primăriei și nu unei tradiții vii, unei tradiții pe care am continuat-o secole de-a rândul. Dar chiar mai mult, noi astăzi nu mai suntem atenți la orientarea spre Dumnezeu în timpul rugăciunii. Am acest experiment, experiență, pe care cred că o aveți și dumneavoastră. Când avem musafiri și stăm la masă, puțin dintre musafirii mei, chiar oameni care merg la biserică, se întorc spre răsărit atunci când zic rugăciunea. Stăm orientați înspre blidele cu zamă. Puțin dintre noi, care ne ocupăm cu spațiile acestea didactice, cum sunt universitățile, școlile, puțin mai avem gândul să punem icoana pe peretele dinspre răsărit, indiferent de configurația sălii. Ai impresia, și cei mai în vârstă știu acest lucru uneori, când sălile, nu spațiul geografic, nu-ți permite, că icoana a luat locul unui tablou de pe vremuri. Noi nu trebuie să punem icoana în funcție de configurația paralelipipedică a sălii, ci în funcție de răsărit, și tot în funcție de răsărit ar trebui să ne orientăm când ne rugăm. Există multe lucruri care pe mine
mă frământă și sunt preocupat de acest lucru. Bunăoară, uneori sacrificăm orientarea liturgică vizualității în timpul marilor praznice. Vezi câte un preot care face câte o scenă pentru că are hram sau are sfințire de biserică. Și nici măcar nu-i trece prin minte să orienteze altarul pe axa răsărit apus, ci vrea să dea bine la vizibilitate. Și așa te trezești că oamenii se închină uneori nu spre răsărit, ci spre televizor sau monitorul care este pus să admire sau să vadă creștinii liturghia. E bine ca cei ce nu pot să vadă, să vadă. Dar am putea să fim mult mai atenți la aceste detalii pe care astăzi le neglijăm. Sper din adâncul sufletului că această carte pe care ne-a oferit-o editura Paralela 45 și pe care o găsiți afară și poate că la sfârșit veți lua autografe de la părintele Michael Lang, sper să vă lumineze asupra unor lucruri cu care poate ați fost în dubiu. Tradiția orientării liturgice este lungă și tradiția orientării noastre în timpul rugăciunii ar trebui în continuare să se adapte din izvorul vechii biserici. Pentru că Dumnezeu a rămas tot acolo, tot înspre răsărit, că este răsăritul mistic, că este răsăritul eschatologic, că este răsăritul acesta, dacă vezi, psihologic. Dumnezeu este tot acolo. Îl rog pe părintele Michael Lang să-și prezinte cartea. Este, după părerea mea, cel mai bun studiu pe această chestiune. Am găsit și în cărțile Papei Benedict, spre exemplu, Spiritul liturgic. Am găsit reflecții cu privire la orientarea spațiilor noastre liturgice și deplângea câteva pe care dânsul le considera chiar abuzuri. Sper ca studenții să o folosească. Cei care aveți curiozități pentru istoria bisericii și arhitecturii veți găsi multe detalii și îl rog pe părintele să vă prezinte cartea. Mulțumesc! In the first place, I'd like to say thanks, really, thanks to the fathers, professors of this theological faculty for the very kind invitation. Întâi de toate, aș vrea să adresez mulțumirii profesorilor, părinților profesori de teologie, părintelui decan Ionuț Moldoveanu, decanul Facultății de Teologie din București, părintelui Dumitru Vanca, profesor de liturgică din Alba Iulia. And above all, thanks to those who have made the translation possible, Mihail Raduca and Mihail Karama, and the editor of Editura Paralela. Apoi aș vrea să mulțumesc traducătorilor cărții mele, subsemnatul și colegul meu Mihai Răducă, precum și editorilor, editori și editurii Paralela 45. It was their initiative to have my book translated into Romanian, and I'm particularly happy that this is the first occasion when the book has been translated into a language that really represents an Orthodox Church. La inițiativa lor, cartea mea a fost tradusă în limba română și este o bucurie pentru mine faptul că pentru prima oară cartea mea a fost tradusă în limba unui popor majoritar ortodox. As Pope St. John Paul II said, the Church needs to breathe with both lungs, East and West. Așa cum Papa Ioan Paul al II-lea a spus că biserica trebuie să respire prin ambii săi plămâni, atât cel din răsărit cât și cel din apus. And I believe this particular topic, orientation in liturgical prayer, is one where we look back to our common roots.
Cred că în mod special această temă a orientării în timpul rugăciunii liturgice este un element care ne face să ne gândim la izvorul nostru comun. So I would like to give you a brief introduction really to the argument of my book. Astfel aș vrea să vă fac o scurtă prezentare a argumentării cărții mele. The reform of the Roman liturgy initiated by the Second Vatican Council brought many changes to traditional Catholic worship. The most conspicuous change of the ritual shape of the Mass was the adoption of what is known as the celebration facing the people, which has become the almost universal practice in the Latin Church. Reforma liturgiei romane inițiată de Conciliul Vatican II a determinat multe schimbări în cadrul cultului catolic tradițional. Cea mai evidentă schimbare a formei ritualului misei a fost adoptarea slujirii cu fața către popor, practică ce a devenit aproape universală în Biserica Latină. Notably, the Second Vatican Council Constitution on the Sacred Liturgy does not speak at all about Mass facing the people. How this dramatic shift in Catholic worship came about is another story. What I would like to do this evening is to retrieve the profound theological and spiritual meaning which the tradition of the Church, both East and West, has consistently attributed to the common orientation of priest and people in liturgical prayer known as facing East. În mod special, Constituția despre Sfânta Liturghie a Conciliului Vatican II nu vorbește însă deloc despre celebrarea misei cu fața spre popor. Modul în care s-a petrecut această schimbare dramatică în liturgia catolică este altă poveste. Ceea ce vreau să pun în discuție în această seară este recuperarea profundului înțeles teologic și spiritual pe care tradiția bisericii, atât în răsărit cât și în apus, l-a conferit orientării comune a preotului și a poporului în timpul rugăciunii liturgice, practică cunoscută ca poziționarea către răsărit. In most major religions, the position taken in prayer and the layout of holy places is determined by a sacred direction. For the history of religions, the term sacred direction is more appropriate than orientation, since this term specifically indicates a turning towards the East, the Orient. În majoritatea marilor religii, poziția adoptată în timpul rugăciunii și dispunerea sfintelor locașuri sunt determinate de o direcție sacră. Pentru istoria religiilor, sintagma direcție sacră este mult mai potrivită față de orientare, de vreme ce acest din urmă termen indică anume întoarcerea către răsărit. For a proper understanding of the sacred direction in Christianity, we must consider the process by which it became separate from Judaism. Jews in the diaspora prayed towards Jerusalem, or more precisely, towards the presence of the transcendent God, the Shekinah, in the Holy of Holies of the Temple. Pentru o înțelegere adecvată a direcției sacre în creștinism, trebuie să luăm în considerare procesul prin care se separa de iudaism. Evreii din diaspora se rugau privind în direcția Ierusalimului, sau mai precis în direcția prezenței Dumnezeului transcendent din Sfânta Sfintelor din Templu. Even after the destruction of the temple, the custom of turning towards Jerusalem was kept in the liturgy of the synagogue. Thus, Jews have expressed their eschatological hope for the coming of the Messiah, the rebuilding of the temple, and the gathering of God's people from the diaspora. Chiar și după distrugerea templului evreiesc, obiceiul întoarcerii sau îndreptării către Ierusalim s-a păstrat în liturgia sinagogală. Astfel, evreii și-au exprimat speranța eschatologică în venirea lui Mesia, în reclădirea templului și în adunarea poporului Dumnezeu din diaspora. Facing Jerusalem in prayer was inseparably linked with the messianic hope of Israel. For this reason, the sacred direction was part of the controversies that finally led to the separation of Christianity from Judaism. Întoarcerea către Ierusalim în timpul rugăciunii era legată inseparabil de speranța eschatologică a lui Israel. Din acest motiv, direcția sacră era parte a controverselor care au determinat până la urmă separarea creștinismului de iudaism. Christians no longer turned towards the earthly Jerusalem, but towards the new, the heavenly Jerusalem. It was their firm belief that when the Lord will come again in glory to judge the world, he will gather his elect to make up this heavenly city. The rising sun was considered an appropriate expression of this eschatological hope. From very early times, it was a matter of course for Christians to pray facing east.
Creștinii nu se mai întorceau către Ierusalimul pământesc, ci către noul Ierusalim ceresc. Credința lor puternică era că atunci când Domnul va veni iarăși în slavă să judece lumea, își va aduna aleșii pentru a întemeia această cetate cerească. Soarele ce răsare era considerat o expresie adecvată a acestei nădejdi eschatologice. De la început, rugăciunea cu fața către răsărit era o practică firească pentru creștini. In the New Testament, the special significance of the eastward direction for worship is not explicit. Even so, tradition has found many biblical references for this symbolism. For instance, the Sun of Righteousness, Malachi 4:2, the day dawning from on high, Oriens ex alto, Luke 1:78, the angel ascending from the rising of the sun with the seal of the living God, Revelation 7:2, not to mention the Johannine light imagery. According to early Christian exegesis, the sign of the coming of the Son of Man at the end of time, with power and great glory, which appears as the lightning from the east and shines as far as the west, is the cross, reference to Matthew 24. În Noul Testament, însemnătatea specială a direcției către răsărit în cadrul cultului nu este explicită. Chiar și așa, tradiția a identificat multe referințe biblice pentru acest simbolism, ca de pildă Soarele Dreptății de la Maleahii 4,2, Răsăritul cel de sus, Oriens ex alto, la Luca 1,78, Îngerul care se ridică de la răsăritul soarelui cu pecetea Dumnezeului celui viu din Apocalipsa 7,2, ca să nu mai vorbim de registrul luminii ioaneice, potrivit exegezei creștine timpurii, semnul venirii Fiului Omului la sfârșitul veacului cu putere și slavă multă, care apare ca un fulger de la răsărit și strălucește până la apus, este crucea, cu referință la Matei 24, 27 și 30. There is strong evidence for eastward prayer from most parts of the Christian world from the second century onwards. The reason for facing east in prayer is explained with great clarity by Origen, who was active in the first half of the 3rd century in Alexandria and in Caesarea Maritima in Palestine. Origen writes in his treatise on prayer from around 231, and now we must add a few remarks on the direction in which we should face while praying. There are four cardinal points: north, south, east, and west. It should be immediately clear that the direction of the rising sun obviously indicates that we ought to pray inclining in that direction, an act which symbolizes the soul looking towards where the true light rises. Există mărturii puternice pentru practica rugăciunii cu fața spre răsărit din majoritatea părților lumii creștine începând cu secolul al II-lea. Motivele pentru această poziționare către răsărit în timpul rugăciunii sunt explicate limpede de Origen, care și-a desfășurat activitatea în prima jumătate a secolului al II-lea în Alexandria și în Cezarea Maritimă din Palestina. Iată ce scrie acesta în tratatul său despre rugăciune, circa 231 după Hristos. Iar despre partea spre care trebuie să privească cel ce se roagă, puține sunt de zis. Patru fiind părțile lumii, și anume cea către miază noapte și cea către miază zi și cea către apus și cea către răsărit, cine nu va mărturisi de la sine că cea către răsărit ne arată că nu altundeva decât într-acolo, aplecând ne simbolicește, întrucât sufletul caută către răsăritul luminii cele adevărate, trebuie să ne rugăm. The rationale Origen provides for orientation in Christian prayer is imbued by the symbolism of the fourth gospel, which presents Christ as the light of the world. The eastward position is taken for granted, for it belongs to that sort of ecclesial customs that must be observed, even though their meaning is not familiar to everyone. Origen attests that together with other rites, the turning to the east was, he says, handed on and entrusted to us by the high priest and his sons. That is, it has its origin with Christ and his apostles in homilies on Numbers 5:1. Argumentul pe care Origen îl aduce pentru practica rugăciunii cu fața către răsărit este impregnat cu simbolismul preluat din Evanghelia a IV-a după Ioan, care îl arată pe Hristos ca lumina a lumii. Poziția cu fața spre răsărit în vremea rugăciunii este luată ca atare, întrucât aparține acelui tip de obicei ecleziastic ce trebuie respectat, chiar dacă înțelesul său nu este bine cunoscut tuturor. Origen mărturisește că, alături de alte rituri, întoarcerea cu fața către răsărit a fost predată și încredințată nouă de Marele Arhiereu și de fiii lui,
adică și are obârșia în învățătura lui Hristos și a apostolilor săi, cu referință la omilii la Numeri, capitolul 5, capul 1. The wish to turn towards Christ, who was to come again from the east, led to the burial of the dead in the direction towards the sunrise, as is evident in early Christian burial sites of Gaul, Italy and North Africa. The Acts of the Martyrs from the middle of the 3rd century testify that in the hour of martyrdom, Christians turned towards the east to pray. Dorința creștinilor de a sta cu fața către Hristos, cel ce iarăși va să vină de la răsărit, a determinat practica îngropării celor morți în direcția răsăritului, mărturii fiind mormintele creștine din Galia, Italia și Africa de Nord. De asemenea, actele martirice de la jumătatea veacului al III-lea atestă faptul că în ceasul muceniciei creștinii se întorceau către răsărit pentru a se ruga. The German theologian Erich Petersen has shown the close connection of eastward prayer and the cross, which is evident in the post-Constantinian period at the latest. In contemporary synagogues, the corner with the receptacle for the Torah scrolls indicated the direction of prayer, Qibla, towards Jerusalem. Among Christians, it became a general custom to mark the direction of prayer with a cross on the east wall in the apses of basilicas, as well as in private rooms, for example, of ascetics. Teologul german Erich Petersen a arătat legătura strânsă între rugăciunea spre răsărit și cruce, fapt evident pentru perioada post-constantiniană, dacă nu chiar de mai devreme. În sinagogile din acea perioadă, colțul unde se afla locul de păstrare a surorilor Torei indica direcția de rugăciune, Qibla, înspre Ierusalim, adică. În rândul creștinilor a devenit un obicei larg răspândit să se marcheze direcția de rugăciune prin imprimarea semnului crucii pe peretele dinspre răsărit, din absidele bazilicilor, precum și în încăperile particulare, cum sunt camerele monahilor sau pusnicilor. In the Egyptian anaphora of St. Mark, the deacon announces before the introduction to the Trisagion, "You who are seated, stand up, attend to the east." In the dialogue preceding the anaphora, common to all liturgical traditions, the response Habemus ad Dominum that follows the invitation Sursum corda, lift up your hearts, most likely implies that the congregation faces east. In the early church, the lifting up of hearts was accompanied by expressive bodily gestures, standing upright, raising one's arms, looking upwards and most likely turning towards the east. În cadrul anaforale liturgiei egiptene a Sfântului Marcu, înainte de introducerea trisagionului biblic, adică sanctusul, diaconul exclamă: "Cei ce ședeți, ridicați-vă, priviți spre răsărit." În cadrul dialogului preanaforal, propriu tuturor riturilor, tradițiilor liturgice, răspunsul avem către Domnul care urmează invitației sus să avem inimile, implica cel mai probabil faptul că adunarea privea spre răsărit. În biserica primară, înălțarea inimilor era acompaniată de gesturi corporale expresive, statul în poziție dreaptă, ridicarea mâinilor, privirea în sus și foarte probabil întoarcerea către răsărit. The principle of facing east in prayer governed the building of churches from early on. Accordingly, most ancient basilicas were constructed in such a way that their apse with the altar would face east. This can be concluded from extant archaeological monuments in areas like Syria, Mesopotamia, Palestine, Egypt, Asia Minor, Greece, Noricum, and Dalmatia. The position of the celebrant at the altar was dictated by the orientation of the building. Hence, in basilica with the apse facing east, the celebrant offered prayers, and especially the Eucharistic prayer, facing the apse. Principiul poziționării cu fața către răsărit în vremea rugăciunii a determinat planul construirii bisericilor de timpuriu. Astfel, cele mai vechi bazilice au fost construite în așa fel încât absida cu altarul să fie spre răsărit. Acest fapt poate fi demonstrat prin existența monumentelor arheologice din Siria, Mesopotamia, Egipt, Asia Mică, Grecia, Noricum și Dalmația. Poziția slujitorului la altar era dictată de orientarea locașului. Astfel, în bazilicile cu absida spre răsărit, slujitorul se ruga și slujea Eucharistia privind spre absidă. Basilicas with an oriented entrance are found chiefly in Rome and North Africa, where the uses of the Roman Church were closely followed. Where churches were erected over the tombs of saints, the arrangement of these highly venerated memoria conditioned the plan of the building and sometimes did not allow the orientation of the apse.
Bazilicile cu intrarea orientată spre răsărit, deci cu absida spre apus, se găsesc în mare parte la Roma și în Africa de Nord, unde practicile bisericii romane erau urmate îndeaproape. Acolo unde bisericile erau ridicate pe mormintele sfinților, locul acestor vestigii foarte venerate a determinat și amplasarea bisericii și nu a permis adesea orientarea absidei spre răsărit. Faptul că multe din bazilice din Roma nu sunt aliniate de-a lungul axei est-vest poate fi explicat cu ușurință. The fact that many basilicas in Rome are not aligned along the west-east axis can be easily explained. Churches rested on ancient foundations. Already under Constantine, secular buildings were turned to Christian use. Most importantly, the deviation from the east-west axis was owing to the constraints of a street plan in a densely populated city. For instance, the street entrance of the Basilica San Clemente is facing towards the southeast. Faptul că multe dintre bazilicele din Roma nu sunt aliniate de-a lungul axei est-vest poate fi explicat cu ușurință. Multe biserici erau așezate pe fundații mai vechi. Deja din timpul domniei împăratului Constantin, edificii seculare erau date în folosința creștinilor. Cel mai important, abaterea de la axa est-vest era determinată de constrângerile impuse de planul urbanistic al unei cetăți cu o populație numeroasă. Exemplu în acest sens, intrarea stradală a bazilicii San Clemente este îndreptată spre sud-vest. As to the direction of liturgical prayer in basilicas with the entrance in the east and the apse in the west, various hypotheses have been presented. Even if we assume that priest and people were facing one another in early Christian basilicas with an eastern entrance, we can exclude any visual contact, at least for the canon. Notably, Christians of the first millennium would not have associated real participation in the liturgy with looking at the celebrant and his actions. The celebratio versus populum in the modern sense was unknown in the early church. Cât privește direcția rugăciunii liturgice în bazilicile cu intrarea poziționată spre răsărit și cu absida spre vest, au fost propuse mai multe ipoteze. Chiar dacă presupunem că preotul și poporul stăteau față în față în bazilicile timpurii cu intrarea spre est, putem exclude orice contact vizual, cel puțin în timpul canonului euharistic. Creștinii din primul mileniu nu ar fi asociat participarea reală în liturghie cu privirea slujitorului și actelor lui. Slujirea versus populum în sensul modern este necunoscută bisericii primare. Cosmological orientation and its attendant eschatological symbolism have gradually been lost in the Latin Church. From the 16th century, at the latest, it was no longer the general custom in the West to build churches along the east-west axis. Orientarea cosmologică și simbolismul ei eschatologic s-au pierdut treptat în Biserica Latină. Din secolul al XVI-lea cel târziu, construirea bisericilor în apus conform axei est-vest nu mai era practica generală. However, what is at issue here is the common direction of priest and people in liturgical prayer, which transcends the mere turning towards one of the cardinal points. Before attempting to elucidate the enduring theological and spiritual significance of this practice, I should like to draw attention to the fact that this was the virtually universal practice of the Latin Church until recently, and is part of the liturgical heritage in the churches of the Byzantine, Syriac, Armenian, Coptic, and Ethiopian traditions. Totuși, aici este vorba despre direcția comună a preotului și a poporului în timpul rugăciunii liturgice. Direcție care transcede simpla întoarcere către unul din punctele cardinale. Înainte de a încerca să elucidez puternica semnificație teologică și duhovnicească a acestei practici, aș dori să atrag atenția asupra faptului că aceasta a fost practica universală a Bisericii Latine până de curând și ea este parte a moștenirii liturgice în Biserica Bizantină Ortodoxă, în Biserica Siriacă, Armeană, Coptă și Etiopiană. There are few Eastern Catholic churches, for example the Maronite and the Syro-Malabar, that have lately adopted the celebratio versus populum, and this is owing to modern Western Latin influence and not in keeping with their authentic traditions. For this reason, the Vatican Congregation for the Oriental Churches has declared in its instruction Il Padre Incomprensibile of 6th of January 1996 that the ancient tradition of praying towards the East has a profound and liturgical and spiritual value and must be preserved in the Eastern rites.
Există încă obiceiul în majoritatea riturilor săritene ca preotul și poporul să stea cu fața în aceeași direcție în timpul rugăciunii, cel puțin în vremea naturală. Faptul că unele biserici, dintre bisericile catolice orientale, ca de exemplu cea maronită și cea siro-malabareză, au adoptat de curând slujirea cu fața către popor, se datorează influenței latine moderne, iar nu dorinței de păstrare a tradițiilor autentice ale acestora. Din acest motiv, Congregația pentru Bisericile Orientale a declarat în directiva Il Padre Incompresibile din 6 ianuarie 1996 că străvechea tradiție a rugăciunii cu fața către răsărit are o profundă valoare liturgică și duhovnicească și ea trebuie păstrată în riturile răsăritene. Benedict XVI, Joseph Ratzinger, has emphasized that the ancient practice of priest and people facing the same way expresses the nature of the Eucharist as a common act of Trinitarian worship. The whole assembly is united in facing eastward, that is, in turning to the Lord. Joseph Ratzinger considers it momentous that this cosmic symbolism was incorporated into the community celebration. By means of a concrete liturgical gesture, the true location and the true context of the Eucharist unfold, that is, the whole cosmos. The cosmic sign of the sun rising from the east has been interpreted in two ways. First, as a sign of the risen Christ, and thus also of the Father's power and the working of the Holy Spirit. Second, as a sign of hope in Christ's parousia. Hence, the common orientation in liturgical prayer not only conveys the Trinitarian dimension of the Eucharist, but also witnesses to a theology of hope. It realizes the Christian synthesis of cosmos and history. Cardinalul Ratzinger sublinează că străvechea practică după care preotul și poporul privesc în aceeași direcție exprimă natura Eucharistiei ca un act obștesc al adorării trinitare. Întreaga adunare este unită în gestul de a sta cu fața spre răsărit, adică în întoarcerea către Domnul. Ratzinger consideră important faptul că acest simbolism cosmic a fost incorporat în celebrarea obștească. Prin mijlocirea unui gest liturgic concret, adevăratul loc și context al Euharistiei se revelează. Este vorba de întregul cosmos. Simbolul cosmic al soarelui, care răsare de la răsărit, a fost interpretat în două moduri. Întâi, ca un simbol al lui Hristos cel înviat și astfel ca un semn al puterii Tatălui și al lucrării Sfântului Duh. În al doilea rând, ca un semn al nădejdii în parusia lui Hristos. Astfel, orientarea comună în timpul rugăciunii liturgice nu doar că exprimă dimensiunea trinitară a Euharistiei, ci mărturisește totodată o teologie a nădejdii. Ea realizează sinteza creștină a cosmosului și a istoriei. The cosmic symbolism of sacramental worship allows the world to remain transparent for transcendent reality. The orientation of prayer reaches beyond the visible altar towards the future glory that is already anticipated in the celebration of the Eucharist. The priest, facing the same direction as the faithful, when he stands at the altar, leads the people of God on their way towards meeting the Lord who is to come. This movement towards the Lord has found its sublime expression in the sanctuaries of the first millennium, where representations of the cross, of the glorified Christ, mark the goal of the assembly's earthly pilgrimage. This looking out for the Lord keeps the eschatological character of the Eucharist alive and reminds us that the celebration of the sacrament is a participation in the heavenly liturgy and a pledge of future glory in the presence of the living God. This Trinitarian dynamic gives the Eucharist its greatness and saves the individual community from closing into itself and opens it towards the assembly of the saints and angels in the heavenly city as envisaged in the letter to the Hebrews, chapter 12. Simbolismul cosmic al cultului sacramental permite lumii să rămână transparentă realității transcendente. Orientarea rugăciunii depășește altarul văzut, trecând spre slava viitoare care este anticipată în celebrarea Euharistiei. Preotul, privind în aceeași direcție cu credincioșii atunci când stă la altar, conduce poporul lui Dumnezeu pe drumul întâlnirii cu Domnul, cel ce iarăși va să vină. Această mișcare către Domnul și-a găsit expresia sublimă în sanctuarele primului mileniu, unde reprezentările crucii sau ale lui Hristos în slavă evidențiază țelul pelerinajului pământesc al adunării. Această căutare cu privirea a Domnului menține viu caracterul eschatologic al Euharistiei și ne reamintește că celebrarea tainei înseamnă participarea la liturghia cerească și chezășia slavei viitoare în prezența Dumnezeului celui viu. Acest dinamism trinitar conferă Euharistiei măreția ei,
și salvează comunitatea individuală de pericolul închiderii în sine, deschizându-o pentru adunarea sfinților din cetatea cerească, așa cum este avăzută în Epistola către Evrei. The versus populum position no doubt makes sense for those parts of the Mass where priests and people are in dialogue, especially the liturgy of the word. However, the paramount principle of Christian worship is the dialogue between the people of God as a whole, including the priest, and God, to whom their prayer is addressed. If this principle is not manifest in the shape, in the outward shape of the liturgical celebration, the Eucharist can give the appearance of a catechetical instruction. The French liturgist Marcel Metzger argues that the celebration facing the people does not express the true aspect of the Church and of her ministry. The phrases facing the people and back to the people exclude the one to whom all prayer is directed, namely God. The priest does not celebrate the Eucharist facing the people, rather the whole congregation celebrates facing God through Jesus Christ in the Holy Spirit. Poziția versus populum are sens fără îndoială pentru acele părți ale misei sau liturghiei în care preotul și poporul se află în dialog, mai ales în timpul liturghiei cuvântului sau a catehumenilor. Totuși, principiul suprem al cultului creștin este dialogul dintre poporul lui Dumnezeu ca întreg, în care preotul este bineînțeles inclus, și Dumnezeu însuși, căruia este adresată rugăciunea. Dacă acest principiu nu este exprimat în forma liturghiei, aceasta va lăsa aparența unei simple instrucții catehetice. Liturgistul francez Marcel Metzger afirmă că slujirea cu fața spre popor nu exprimă adevărata ipostază a bisericii și a slujirii ei. Sintagmele cu fața către popor și cu spatele către popor îl exclud pe cel căruia îi sunt adresate toate rugăciunile, și anume pe Dumnezeu. Preotul nu slujește liturghia euharistică stând cu fața spre popor. Mai degrabă, întreaga adunare slujește privind spre Dumnezeu prin Iisus Hristos în Duhul Sfânt. On a principal note, Metzger comments that man is bound to space and time, and so is his prayer to God. When we invoke God, our prayer needs to be incarnated, as it were. We cannot leave behind completely the spatial and temporal representations of God. However, we must always endeavor to purify them. The common direction of prayer towards the East is the supreme purification of this spatial representation of God. Făcând o observație importantă, Metzger susține că omul este legat de timp și spațiu, și astfel este și rugăciunea lui către Dumnezeu. Când îl invocăm pe Dumnezeu, rugăciunea noastră trebuie să fie întrupată, ca să zicem așa. Nu putem să trecem complet cu vederea acestei reprezentări spațiale și temporale ale lui Dumnezeu, dar trebuie întotdeauna să ne străduim a le purifica. Direcția comună de rugăciune către răsărit este purificarea supremă a acestei reprezentări spațiale ale lui Dumnezeu. The common direction in liturgical prayer seems to be closely linked to the understanding of the Eucharist as a sacrifice. The principle that the priest at the altar should take a Godward stance at prayer and face the same way as the people expresses the character of the Mass as an offering to God. Since the 3rd century, the Eucharist has been named prosphora, anaphora, and oblatio, terms that basically convey the idea of bringing to, presenting, and thus of a movement towards God. The person who is presenting the offering is facing the one who is receiving the offering. Thus, he stands before the altar, positioned ad dominum, facing the Lord. Se pare că direcția comună în timpul rugăciunii liturgice este strâns legată de înțelegerea liturgiei ca jertfă. Principiul potrivit căruia la altar slujitorul ar trebui să adopte o poziție către Dumnezeu în timpul rugăciunii și să privească în aceeași direcție cu poporul exprimă caracterul liturgiei de jertfă adusă lui Dumnezeu. Din secolul al III-lea, Euharistia a fost numită prosfora, anafora, oblatio, aducere, termen care exprimă, în esență, ideea de a aduce către, de a pune înainte și, prin urmare, ideea unei mișcări către Dumnezeu, iar cel care aduce jertfa privește pe cel care o primește. Astfel, preotul stă înaintea altarului, poziționat ad dominum, privindu-l pe Dumnezeu. Pastoral experience of the last 5 decades in the Western Church shows that the understanding of the Mass as the sacrifice of Christ and the sacrifice of the Church has diminished considerably, if not faded away, among the faithful. I do not want to suggest that the triumph of the celebration versus populum is the only reason for this deplorable development,
However, the emphasis on the meal aspect of the Eucharist that complemented the celebrant priests turning towards the people has been overdone, and it has fallen short of the Eucharist as a visible sacrifice as the nature of man demands. This is a quote from the Council of Trent. And the Catechism of the Catholic Church says, the Mass is at the same time and inseparably the sacrificial memorial in which the sacrifice of the cross is perpetuated and the sacred banquet of communion with the Lord's body and blood. These two aspects cannot be isolated from each other. The sacrificial character of the Eucharist must find an adequate expression in the actual rite. Not even the best mystagogical catechesis can make up for the decline in the understanding of the Mass among Catholic faithful if the liturgical celebration sends out signs to the contrary. Experiența pastorală din ultimele 5 decenii din Biserica Apuseană arată că înțelegerea misei drept jertfă a lui Hristos și jertfa a bisericii s-a diminuat considerabil, dacă nu chiar a dispărut printre credincioși. Nu vreau să sugerez că triumful celebrării cu fața spre popor este singura cauză pentru această situație deplorabilă. Cu toate acestea, accentul pus pe aspectul de cină al Euharistiei, care a venit în completarea întoarcerii preotului slujitor cu fața spre popor, a fost supra-solicitat și s-a răsfrânt asupra Euharistiei ca jertfă văzută, așa cum cere însăși natura omului, potrivit Conciliului de la Trent. Misa este în același timp și inseparabil comemorarea sacrificială în care jertfa crucii este perpetuată, după cum și ospățul sfânt al împărtășirii cu trupul și sângele Domnului. Astfel statuează clar Catehismul Bisericii Catolice, iar aceste aspecte nu pot fi separate unul de celălalt. Caracterul sacrificial al Euharistiei trebuie să-și găsească o expresie corespunzătoare în ritul actual. Nici măcar cea mai bună cateheză mistagogică nu poate compensa declinul înțelegerii misei în rândul catolicilor dacă celebrarea liturgică oferă semne ale contrariului. The pioneers of the Catholic liturgical movement in the 20th century primarily wanted to strengthen the perception of the Eucharist as a sacred banquet, which they deemed rather eclipsed. They saw the celebration of Mass facing the people as an adequate means to remedy this deficiency. Today, our situation is very different from the first half of the 20th century. It is the sacrificial aspect of the Eucharist of which the faithful, or our faithful in the West, are largely unaware. The historical and theological arguments presented in my book will, I hope, serve to reclaim the common direction of prayer for the liturgical life and hence for the welfare of the whole Church. Pionierii mișcării liturgice din secolul al XX-lea au dorit în primul rând să întărească percepția Euharistiei ca ospăț sfânt, aspect pe care ei îl considerau eclipsat. Ei au considerat că slujirea misei cu fața spre popor este un instrument adecvat pentru remedierea acestei deficiențe. În prezent, situația noastră este însă foarte diferită față de cea din prima jumătate a secolului trecut. Aspectul sacrificial al Euharistiei este cel de care credincioșii nu sunt conștienți în mare măsură. Nădăjduiesc ca argumentele istorice și teologice prezentate în cartea mea să fie folositoare pentru recuperarea direcției comune de rugăciune în viața liturgică și astfel pentru bunăstarea bisericii. Thank you very much. Mulțumim foarte mult pentru acest excurs lămuritor. Sesizăm faptul că este o tratare din perspectivă apuseană a Bisericii, dar cu trimiteri foarte precise la istoricul acestei chestiuni în epoca primară, în perioada patristică. Și fără să mai lungesc mult vorba, vin la concluzia pe care autorul o trage, da? Ne trimite către perspectiva comună pe care putem să o avem. Folosul este unul comun. Să înțelegem că rugăciunea, indiferent de cum se practică creștinismul, trebuie să fie făcută într-un același mod. Cu fața către răsărit, cu fața către Dumnezeu. Dumneavoastră cunoașteți și cunoaștem cu toții cum sunt, care este orientarea în Biserica Ortodoxă, dar este bine că un autor occidental și preot catolic
vine să facă aceste precizări, să reamintească ceea ce literatura patristică ne-a pus deja în față. Mulțumim foarte mult pentru efortul de a fi venit aici, de așa de departe, și în situația în care avem întrebări de pus, v-aș ruga să nu ezitați să o faceți. Este disponibil Părintele Lang, este disponibil pentru a da răspuns întrebărilor și nelămuririlor dumneavoastră. Vă rugăm! Așa, Părintele Lucian. Părintele Lucian. Mai aproape, Părinte Lucian, haideți aici, să audă tot publicul. Eventual puteți lua microfonul. Cum ești profesor of the University of Galați? Expunerea foarte frumoasă, chiar sfântător, și pentru ideea generoasă de a ne împărtăși câteva date clasice, dar și câteva secțiuni personale privind tema. Mai întâi să vă spun că se construiesc bisericile pe această orientare de axa răsărit Apus, cu altarul către răsărit, dintr-un motiv foarte normal. Omul este o ființă năzuitoare spre lumină. El se împărtășește de lumină și Hristos, Domnul nostru, Fiul Dumnezeu întrupat, vine să ne împărtășească de lumină. De aceea, omul, prin ființa sa, caută lumină și și-a așezat și a rânduit legașurile din cult cu această deschidere, primind încă din zorii zilei. Noi spuneam că știm că primii creștini făceau liturghia antelucem, înainte de a străluci soarele, sau sincronizau liturghia cu soarele. Tot aici spun că biserica, lucraș de cult, ca structură arhitecturală, este o sinteză a cosmosului. Toți stâlcuitorii bizantini, și mă refer în primul aspect similar de Salonicului, dar și ceilalți lucrători tuturor de antic, dar Germanul Constantinopolului, rânduiesc și interpretează locașul de cult ca o sinteză, în interiorul căruia se sacralizează și spațiul și timpul și lumina. Prin fereastra foarte suplă, foarte diafană, despre răsărita bisericilor, se filtrează lumina și de multe ori abate pe altar, chiar în potica. Avem experiența asta, această dimineață, la mănăstiri se vede foarte frumos această proiecție a luminii pe sub altar. O primă subliniere. A doua subliniere se referă la faptul că de ce trebuie să stăm noi ca slujitori când cu fața spre Dumnezeu, spre răsărit, când cu fața spre popor. Părintele Stăinoae spune că omul se privește unul pe celălalt, oamenii se privește unii pe ceilalți, prin Hristos. Asta învățăm în biserică. Asta învățăm în liturghie, să ne privim prin Hristos, care ne se dăruiește. Atunci când tâlcuiește taina Sfintei Treimi, Părintele Stăinoae folosește pe o încetată a Sfântului Grigorie și Părintele Orban, dar să nu-i mai mult de tema asta, și Sfântul Grigorie și totul sublimează faptul că atunci când Fiul privește spre Tatăl, prin Duhul spune ce frumos este Tatăl meu. Asta ne învață că noi trebuie să privim unii spre alții prin chipul Hristos, spre lumina pe care o emană Hristos. Și acest lucru experimentăm în biserică. Acum întrebarea. Cunosc un caz de preotul lipovean. Lipovenii sunt celebri pentru strășnicie cu care țin glavele, țin gândurile de liturgici. Care a fost caterisit de mitropolitul mondial al lipovenilor, care e la Brăila, în țara noastră, pentru că a orientat o biserică nouă după anii 95, la Sulina, puțin spre nord-est. Și a fost un sinod, un conciliu al ierarhilor lipoveni, care l-au caterisit pe acel preot pentru o deviere, pentru că nu a respectat glavele străbune și tradiția răsăritea. Cunosc un al doilea caz.
al unei biserici făcute de foști legionari, de sunt politici legionari în Galați, care a fost făcute inițial cu Albanos prea apus. Ce episcopul locului strașnic a spus nu, o mutați, o schimbați, treaba voastră. S-a găsit soluția tehnică și portul Mocmacarului a fost efectiv întoarsă cu altarul prelăstricând la Sfântului Rânduială. Întrebarea mea este, domnule părinte profesor, totuși de ce în apus? Să traduc. Din oest? Nu se revine pur și simplu la tradiția canonică și firească, cum spuneam, a răsăritului care unde se menține aceasta, a construirii altarului spre răsărituri și a slujirii, așa cum scriu rânduielile liturgice încă de secolul al IV-lea, cu preotul, sacerdotul, spre răsărituri. Sigur, cu interfața spre apus atunci când este cerută mișcarea liturgică respectivă. Pentru că noi, în ortodoxie, păstrăm cu sfințenii aceste rânduieli, iar în Occident, ele iată că s-au abrogat sau s-au agiornat, spunem noi, după Concilul II Vatican. Deci, de ce nu, pur și simplu, părerea mea, motivația unei sistematizări urbanistice este cel puțin puierilă. He was not from the beginning, and he was not attentive at the end. Well, the cosmological orientation of churches, so the building of churches facing east, with the altar facing east, was maintained in the Latin Middle Ages until about the 15th or 16th century. Deci construirea bisericilor respectându-se această axă est-vest a fost respectată în biserica latină până pe la mijlocul secolului al XV-lea. So if you think of the great western cathedrals in France, Chartres and also in England and they are still cosmologically orientated, so facing east. Așa că dacă ne gândim la marile catedrale din apus, din Franța sau din Anglia, ele sunt orientate cosmologic către răsărit. It is really with the Renaissance, the upheavals of intellectual, spiritual upheavals of the 15th, 16th century that this connection is lost. Abia din timpul renașterii această conexiunea, această legătură a fost pierdută. Well, what is maintained is still the common direction of prayer. So you would have still a kind of ideal orientation, not geographically to the east, but still a common direction of liturgical prayer. Ceea ce însă s-a păstrat este această orientare comună, deci păstrarea comună a direcției, nu neapărat geografic. But it is true that the full sense of the cosmological orientation is no longer observed in Renaissance, Baroque churches, and that is certainly a loss. Dar putem observa că această semnificație profundă cosmologică nu s-a mai menținut în perioada renascentistă și în bisericile baroce, de stil baroc. Cu voia dumneavoastră vreau să-l întreb și eu ceva, dar mai mult pentru dumneavoastră. Știind că Papa Benedict deplânge, pomeneam, câștigurile Conciliului Vatican, între care limba vernaculară și abandonarea orientării spre popor, știind și faptul că preocupat de acest lucru a lansat acel motto proprio, o scrisoare prin care încerca să revigoreze importanța limbii latine pentru exprimarea liturgică, dar chiar și în calitate de mare pontif n-a putut lua o decizie, ce șanse are Biserica Romano-Catolică să mai întoarcă puțin lucrurile înapoi? Well, I think Pope Benedict has made some significant
decisions in the area of the liturgy, not so much, say, imposing a particular practice, but opening the possibilities to recover traditional liturgical forms. Consider că Papa Benedict a luat anumite decizii semnificative în viața liturgică, în domeniul acesta al vieții liturgice, nu neapărat impunând, ci deschizând practic posibilitatea unor astfel de schimbări. So, for instance, the motu proprio Summorum Pontificum, which gives great freedom to celebrate the Mass and the other sacraments according to the liturgical books used before the Reform. Acordată astfel o libertate și a posibilității slujirii după vechile cărți folosite anterior. But I think this is something that has to grow from the grassroots, as it were. This is something that has to start from, you know, local parishes, local communities, monastic houses, so that it can be something really that is rooted in the tradition and not simply something that's sort of, you know, imposed by legislative decision, as is so often the case in the Catholic Church. That's just a legislative act, and for the liturgy, obviously, that won't work. So you somehow have to make it grow organically, which is difficult and takes time. But I'm confident that the seeds have been sown to allow that organic growth. Care va să zică recuperarea practicii tradiționale nu poate fi impusă de sus, din vârf, ci ea trebuie cumva să vină de jos în sus, de la nivelul parohiilor, nu, sau al mănăstirilor. Trebuie cumva să fie o recuperare organică, corporală, ca să zic așa, în masă. And for that you need liturgical formation. You need also to understand why we are doing what we are doing, what the roots are in the tradition, the spiritual dimension, and hence also my interest in obviously the orientation in liturgical prayer, the use of Latin. So in a way we need to make an effort to retrieve the theological and spiritual significance of these traditions. Din acest motiv avem nevoie de o formare liturgică, de o înțelegere a ceea ce facem și de ce nu facem ceva. O recuperare a înțelegerii dimensiunii spirituale, duhovnicești. De aici tot interesul meu față de orientarea liturgică și față de chestiunea limbii vernaculare. Este un proces de lungă durată. And for this reason, I believe we Roman Catholics need to look towards the East, not only in the liturgy, but also to the Byzantine Church and the other Orthodox churches, the Oriental Orthodox churches, where where you have maintained your liturgical tradition, and that is an inspiration for us. Din acest motiv, cred că romano-catolicii ar trebui să caute, să se aplece mai mult către Biserica Răsăriteană, nu neapărat numai spre Biserica Ortodoxă, ci și spre celelalte biserici orientale, nu, către Biserica Vlasiteacă și celelalte, unde moștenirea liturgică tradițională s-a păstrat mult mai bine. Da. Părintele, profesor Aurel. Profesor, cunoaște rolul catehezii al iconostasului în biserică, în formarea cuvântului liturgic prin icoanele reprezentate mai întâi la praticele împărtești, icoanele So historically, in a historical sense or theological? Historic sau teologic? Orientation. Yes, I think dacă nu va lipsa acesteia în un alt spațiu liturgic, poate determina
I think the as far as I can see, the liturgical orientation precedes the development of the iconostasis. So liturgical orientation is something that has its roots really in the early patristic tradition, whereas the full iconostasis comes later. Deci, din punctul meu de vedere, orientarea liturgică precede apariția iconostasului. Orientarea, chestiunea aceasta, orientării liturgice, are fundamentul și are izvorul în teologia patristică. Deci, cu mult înainte de apariția iconostasului, așa cum îl cunoaștem noi astăzi. Now, in many early churches, patristic periods, so from Constantinian Basilica onwards, you had some form of screen, you had some form of sort of visual barrier that would restrict your the vision of the visibility of the altar. Așadar, în multe bazilici din perioada timpurie, ne referim la perioada patristică și în cea constantiniană, avem un soi de, ca să zicem așa, barieră vizuală care să obstrucționeze un pic vederea a ceea ce se întâmplă la altar. For example, in the Hagia Sophia, when it was built under, I mean, the present building under the Justinian Hagia Sophia, had a sort of a chancel, had a screen that would have limited the visibility of the altar, but not completely blocked it. Ca de exemplu, în Hagia Sophia, în Sfânta Înțelepciune, construită de împăratul Justinian, avem un soi de, avem de fapt canceli care limitau vizibilitatea poporului la altar, dar nu complet. Și perdeaua respectivă, deci era o perdea care acoperea Sfânta Masă. I'm not an expert in the history of the Orthodox liturgy, but I understand some historians say the complete screen came perhaps the 10th century, perhaps even later. Some say 12th, some I think even 14th century. So, but certainly that's much later than the really early tradition of orientation of facing east. Deși nu sunt un expert în liturgia bizantină, din câte înțeleg de la mari liturgiști centrați pe acest domeniu, apariția iconostasului este foarte târzie. Unii spun din secolul al X-lea, alții spun chiar din secolul al XIV-lea undeva, deci 13-14, acolo este momentul în care apare iconostasul. Cum îl cunoaștem noi astăzi, cum îl înțelegem noi astăzi. Aș completa aici. Aici scriu bine Evdokimov, Mayendorf, pe chestiunea asta, da, așa este, în perioada primară a bisericii a existat acel cancelum, gard se numește, pe latinește. În bisericile din Grecia actualmente, dacă vă duceți, veți vedea acea catapeteasmă redusă ca dimensiune. Un gard cu icoanele pe el. Așa a fost în biserica primară. Abia după momentul în care teologia capadociană dezvoltă, da, teologia despre Sfântul Duh, devine mistică cu adevărat, adică se dezvoltă ideea de mistică ortodoxă, mistică teologică. Apare ideea de taină care face și duce la apariția catapetezmei ca să ascundă taina. De aceea noi tragem perdeaua, închidem sfintele uși, da? E taină, în spate este taină. La taină nu se are acces, da? Decât prin rugăciune, prin viață îmbunătățită. Și de aceea asta face ca ideea de timpurie, de apariție, timpuria catapetezmei sau timpuria apariția prea devreme a catapetezmei să nu fi fost posibilă. Trebuia să apară întâi teologia care dezvoltă această idee. Și ea, da, apare după secolele 4, 5, posibil, într-adevăr, după cum spun acești autori pe care i-am menționat, să fie apărut catapeteasma undeva spre perioada sinodului 7 ecumenic. De acolo se dezvoltă ideea aceasta de catapeteasmă. Mă rog, sunt multe de spus, dar eu am înțeles un pic altfel, da, întrebarea părintelui și să mă corecteze.
Întrebarea dânsului cred că a fost legată de faptul dacă lipsa catapetezmei în Biserica Romano-Catolică a produs deviațiile de orientare spațială? Dar răspunsul care a fost dat a dus da, în altă direcție. Asta a fost. De aceea am făcut o paranteză ca să înțelegem. Ok. E posibil. Cred că e posibil ca lipsa catapetezmei da, să fi produs această... As far as I've been able to follow the discussion, yes, I think there may be a link because the cosmological orientation is lost at the same time in the West when the type of Renaissance basilica is developed. So a church that basically has a free vision towards the altar and the sanctuary. Because cred că este ar putea fi o legătură întrucât pierderea importanței orientării este concomitentă cu dezvoltarea bazilicii de tip renascentism, în care în biserică nu este un spațiu care să permită o vizualizare totală a altarului. The medieval Western Church was not a unified space as we see them today, but had sort of spatial separations as well. You had in most medieval cathedrals and larger churches a jube, a rood screen, you know, letna in German. Deci nu exista uniformitate absolută în apus, dar existau anumite particularități locale. Spre exemplu, sunt bazilici în care avem un fel de perdea care acoperea altar. So you had a rood screen with a large crucifixion scene on top of it, in some way similar to the iconostasis. And deci, once, yeah. Exista un fel de barieră, nu de perdea, care avea inscripționată pusă o cruce. Deci cumva aduce a ideea iconostasului răsăritean într-un anumit fel. And then the Renaissance church architecture develops this idea of a unified space. Everything is sort of clear vision towards the altar, and that is then also the time when cosmological orientation is lost. So I think it requires some more investigation, but I think there can be a connection between the two. Apoi apare arhitectura bazilicii de tip renascentism, în care există un spațiu unitar, nu unificat, în care există o vizibilitate directă și totală asupra ceea ce se întâmplă pe la altar. Deci ar putea exista o legătură, dar trebuie studiată problema mai în amănunt. Părintele. Aș dori să întreb la care considerați că schimbarea orientării Change of the orientation of the priest in West. Înainte de slujba cu fața spre altar, as Christ. So this celebration persona Christi may be the cause of this change of the orientation in this celebration.
I don't think it is really that theological element that led to the change. The change was certainly argued for quite strongly in the 20th century with the argument of participation, to encourage the people's participation, active participation. And it was really meant to facilitate the active participation of the people. Nu cred, sincer. Cred că mai degrabă schimbarea aceasta care a survenit în secolul al XX-lea, deci introducerea slujirii a celebrării versus populum, a avut mai degrabă drept scop creșterea participării credincioșilor. S-a crezut că nu este o participare activă a credincioșilor la liturghie și prin schimbarea orientării slujitorului s-a crezut că se poate facilita o astfel de participare. So that was really the guiding principle for all the reforms, essentially. All the reforms, the simplification of rites, the complete introduction of the vernacular language, and also facing the people, were meant to facilitate active participation of the people in the liturgy. Cred că acesta a fost, de fapt, principiul călăuzitor care a stat la baza tuturor reformelor din apus, înlesnirea participării credincioșilor. De-aia au fost introduse limbile vernaculare, nu și a fost dată la o parte latină. De-aia au fost simplificate riturile. Totul a fost ghidat de această idee că trebuie să încurajăm o participare mai activă a credincioșilor. So, So I can't quite see that connection. And certainly, right before the Second Vatican Council, for example, the encyclical by Pius XII, Mediator Dei, emphasized strongly on a theological level the sharing of the people in offering the sacrifice. So the participation of the people in the sacrificial act, so that it wouldn't see the priest as the kind of isolated actor in effecting the Eucharistic consecration, although he obviously has a special role in them. Yes. Aici apare această enciclică papală Mediator Dei, care tocmai încearcă să accentueze faptul că preotul nu este un actant, nu slujitor izolat de restul adunării liturgice, ci că aducerea jertfei eucharistice este de fapt un gest corporal obștesc. Da. Părintele Pătuleanu. Și mă gândesc dacă nu cumva această repoziționare a Sfinticii Apusene vine și din perspectiva faptului că Biserica Primară avem o biserică și un altar din navă, la Biserica Romană, și începând cu reforma avem foarte multe biserici în apus, foarte multe altare poziționate în diferite locuri. Avem altar în stânga, avem altar în dreapta, deci orientat către nord, către sus, și posibil că de la această prezență a multor altare, în care direcția nu mai contează, că se nu mai este o referoasă, dacă nu cumva această inversare vine și în continuare acestor implicări în cultura bazilicii. I don't think it's that this is the cause. I rather see that as the symptom of the loss of cosmological orientation. So the fact that these altars are sort of, you know, in all directions are already indicate that the cosmological orientation was no longer understood in the, you know, 16th, 15th, 16th century. Deci apariția acestor altare secundare este de fapt
dovada că în secolul 15-16 această orientare cosmologică, însemnătatea acestei orientări nu a mai fost înțeleasă. Because when you look at again a medieval church, medieval cathedral, the side altars are oriented as well. They face the same direction. You have the side altars, the side chapels, but they actually oriented as well. Pentru că dacă ne uităm în bisericile medievale din perioada Evului Mediu, altarele laterale secundare sunt de fapt orientate în aceeași direcție cu altarul principal, deci tot către răsărit. It's only then in the sort of the Renaissance Baroque church that you have altars, you know, towards the north, towards the south and in every direction. Deci abia în bisericile de tip baroc altarele laterale încep să fie poziționate ba către nord, ba către sud, în diferite poziții față de altarul principal. Părintele Petroaie, o întrebare scurtă, după care Părintele Preda era la rând. Mă iertați că încep să fac un pic de ordine. Până își pregătește Părintele răspunsul, vreau să spun un lucru. Noi, în lumea noastră ortodoxă, suntem foarte departe de convulsiile, de lupta, de bătăliile teologice, de scrierile, studiile care s-au făcut, în special cu mișcarea de reînnoire liturgică, apoi post, după conciliu, post-conciliare, s-a scris foarte mult și încă se scrie cu patimă. Sunt încă în Occident, în lumea apusană, apărători ai acestor lucruri care se conectează cu tradiția. Chiar Cartea Părintelui este un astfel de oarecum de strigăt, dar lucrurile nu mai pot fi întoarse înapoi. Eu asta cred, e părerea mea. Însă, ce putem noi învăța de aici? Să nu facem aceleași erori. Din acest motiv, cuvântul meu introductiv l-am început cu explicarea unui gest pe care lumea l-a uitat. Chiar și ofițerii în armată nu știu de ce duc mâna la chipiu. Noi trebuie să înțelegem realitățile istorice, liturgice, mistice, teologice din spatele lucrurilor pe care le facem. Nu trebuie să facem lucruri mecanice, mecanizate. Și mulți dintre noi, din păcate, o fac. N-ați avut să mă ierte Dumnezeu și să mă iertați și dumneavoastră. Eram mai copil. Și când mă jucam un pic cu creștinii din biserică, îmi făceam câteodată cruce când nu trebuia. Cel puțin 20 de lângă mine își făceau cruce. Ceea ce arată că noi nu avem niște creștini care să înțeleagă când, cum, de ce. Să folosim acest prilej și să înțelegem, au dus și încă duc o luptă, Părinte, pentru astfel de lucruri. Din păcate, curentul acesta de a schimba, de a noi, și acolo este foarte mare. Iar voci singulare, ca a Părintelui, ca
cardinalul, ca papei Benedict, sunt voci care încearcă să mai aducă aminte cum era odată. Să nu pierdem noi ce avem încă. Well, I certainly agree very much that that this formation is very important, that you are sort of aware of what you are doing and what the spiritual roots of it are. Because if you are not, then it can easily be lost. And I think this happened in the Latin tradition, that a lot of things were done without really properly understanding why they were done. And people, the priests, were already sort of at a distance, at an inner distance for them, and then were quite ready, then were quite willing to give them up. Observ că sunteți conștienți de rădăcinile tradiției autentice și în apus astfel de lucruri s-au pierdut tocmai pentru că s-au pierdut înțelesul lor. Și faptul că poporul s-a distanțat treptat de adevăratul lor înțeles până când acesta a căzut practic în desuetudine. Regarding the connection between sort of doctrine and liturgy, it seems to me that sort of in the second half of the 20th century, in the middle of the 20th century, I think there was a bit of a naivety about the really important relationship between these two aspects. Legat de această conexiune, legătură între dogmă, doctrină și liturghie, cred că în a doua jumătate a secolului al XX-lea a existat un soi de naivitate privind înțelegerea, acestei legături, conexiuni între dogmă și religie, și liturghie, cult. I don't think there was a real awareness what an effect it has if you sort of change the ritual shape of the liturgy, what effect it has on the people and on their faith, which is often not a sort of reflected faith coming out of theological study, but of, you know, their regular practice, their regular Sunday practice. And if you change that, it has a also significant effects on the way they perceive the faith, you know, lex orandi, lex credendi. Nu cred că s-a conștientizat de plin care ar fi, care este efectul asupra poporului o astfel de schimbare a formei tradiționale clasice a ritului. Pentru că modul în care îi influențează pe această schimbare influențează și modul de percepție a dogmei. And I think now we are much more aware of this connection and would be much more careful in approaching such a, well, holy ground really as the liturgy. Acum cred că suntem mult mai conștienți de această legătură între lex orandi, lex credendi, deci între regula credinței și legătura între regula credinței și regula liturgiei. Și cred că trebuie cu mai mare atenție să ne apropiem de, cum să zic, de atingerea acestui pământ sacru. No. And from my perspective, the non-verbal elements are particularly important. I mean, words are obviously important. You know, the wording of prayers and all of that is obviously important. But the non-verbal elements are perhaps even more important, especially today. We live in a culture of images. Images everywhere, screens, you know, mobile phones. So in this culture of images, the non-verbal signs are really of crucial importance, and if you change them, that will have an effect on how people understand their faith, for instance. And these radical and very fast changes, all this happened, you know, within a few years in the Latin West, have contributed to a certain instability, you know, in the way the faith is lived by disaffection on the part of many people. Cred că ignorăm de multe ori importanța elementelor verbale. Bineînțeles, în cult, rugăciunea, cuvântul, este foarte important. Dar și aceste elemente non-verbale, poate că uneori, chiar mai importante, mai ales în contextul societății noastre,
prezente, în care, după cum vedeți, dictează o cultură a imaginii. Nu? Vedem peste tot imagini, da? Care ne distrag oarecum atenția. Aceste elemente non-verbale își relevează, practic, importanța în această societate. Și cred că o schimbare a lor bruscă poate provoca o percepție deviantă din partea credincioșilor, dacă ele se întâmplă foarte repede și brusc. Da? Mai luăm o întrebare, Părintele Preda, și cred că va trebui cumva să încheie. Întrebarea al tării răspuns să fie foarte scurt. Așa. Cumva noi trebuie să aterizăm, da, știți? Azi, suntem mistici, da, dar suntem, da, și în acest veac. Well, there is the question what really happened in a church like St. Peter's Basilica in the Vatican, which has the entrance to the east. So does it mean that, so you know, the Pope usually would stand at the altar and then face east, and the people would be facing towards the altar, so facing him? Or was there some different arrangement? It's not very clear. The sources don't really give us enough information. Se pune întrebarea ce se întâmplă la biserica San Pietro, de exemplu, unde Iulia este răsărit. Papa stătea oare în spatele altarului privind spre popor, sau exista un altfel de aranjament? Aici dovezile nu sunt foarte clare. We certainly have then in the early Middle Ages churches which are clearly arranged in such a way. We have basically an altar and you have a crypt right in front of it with a saint's tomb or some particular relics, so that there certainly the priest can only approach from the other side. Deci în Evul Mediu Timpuriu avem, de exemplu, bazilici în care în fața altarului, deci în fața Sfintei Mese, exista o criptă, o buraclă îngropată, un martirium, adică mormânt al unui sfânt. Este evident că într-o astfel de situație preotul ar fi trebuit să stea în spatele altarului, cu fața către popor. But as far as I can see, there was never a sort of theological significance given to that. It was never seen as particularly theologically meaningful that the priest would de facto face the people. Dar nu exista o explicație teologică explicită pentru faptul că preotul de facto stătea cu fața către popor. Nu există un motiv teologic pentru un astfel de aranjament. That then only comes in the 16th century, also with some of the Protestant reformers, Luther and the Reformed tradition, that it's made a demand for the sake of evangelical authenticity, really. So, but the idea that as Christ at the Last Supper, they thought, you know, sat at the table like this, like in Leonardo's painting, and then sort of facing the people. Abia în secolul al XVI-lea, deci cu protestanții, cu Luther, de exemplu, se încearcă găsirea unei explicații teologice pentru o astfel de poziționare. Spre exemplu, ei credeau că Hristos la cina cele taine a stat cu fața către apostoli. Și în mijloc. Și în mijlocul, de fapt. Yes. And from then on, you get pictura lui Leonardo da Vinci. Yeah. Așa credeau ei. And from then on, you get it's invested with a sort of theological significance. Și abia atunci această poziționare este impregnată de o semnificație teologică imbetată. Da, bun. Atunci o să încheiem această seară mulțumind încă o dată părintelui profesor pentru efortul de a-l fi făcut să se deplaseze în România și iată-l să ne pună la dispoziție un subiect de reflecție. Sunt teme foarte interesante. La liturgică, în anii 3 și 4, se discută despre acestea, dar odată în plus, și sunt aici
De acord cu părintele profesor Dumitru Vanca când spune că e un bun material de studiu pentru studenți, da. Deci va trebui ca să putem pune întrebări, să putem căpăta și răspunsuri, să citim întâi ceea ce avem pus în față. Este o revenire la vechea tradiție, sunt surse care sunt invocate și asta ne poate fi foarte de folos. Ca să nu mai lungim foarte mult vorba, un singur aspect aș vrea să mai enunț aici. Cartea, pentru că e prezent în sală și editorul și e bine să spunem lucrul acesta, este și un ajutor pe care un ajutor care poate fi dat facultății. Cartea se găsește la vânzare afară, iar promisiunea editurii este că 35% din ceea ce reprezintă vânzările vor fi cedate bibliotecii noastre în natură. Adică câte cărți s-au vândut, 35% vor fi cedate, donate bibliotecii. Deci vom avea îmbogățită și biblioteca noastră cu această carte și zic eu că e un lucru admirabil, lucrul acesta. Deci dacă vă veți gândi să cumpărați cartea, gândiți-vă că o faceți și în beneficiu facultății în care studiați sau în care a studiat. Este, zic eu, un lucru cu care puteți să ajutați. Dincolo de faptul că v-ați folosit astăzi de cuvintele acestea și de informațiile care ne-au fost puse la dispoziție. Mulțumim așadar încă o dată, mulțumim autorului, mulțumim traducătorilor, mulțumim prefațatorului, dar și editurii care este prezentă astăzi în facultatea noastră. Vă mulțumim însă și dumneavoastră pentru faptul de a vă fi consumat timpul ascultându-ne astăzi aici și zic eu că nu e fără de folos ceea ce aflați. Vom încerca să mai aducem oameni care au ce spune, pentru că, iată, sunt lucruri pe care le putem învăța. Deci vă mulțumim pentru timpul pe care ni l-ați acordat ascultându-ne și fiind astăzi împreună cu noi. O seară plăcută tuturor în continuare!